Pentru cei ce n-au văzut vlogul anterior, anunțul s-a născut cu o problemă din naștere, o problemă ce am aflat-o în urma unui control de rutină. Pur și simplu pe el îl durea ochișorul și am fost la doctor să văd în caz de orice ce are. Iar de la ochișor s-a aflat că are și o altă problemă din naștere, o problemă ce putea să se transforme foarte, foarte ușor într-o tumoră și cu toții știm că tumorile au un risc foarte, foarte, foarte mare de deces. În cazul oamenilor, mai ales în cazul animaluțelor, detalia lui. Astăzi filmăm un vlog cu o încărcătură emoțională foarte, foarte mare, pentru că astăzi, din câte știți, a venit momentul ca Hani să fie operat. Totodată este și un vlog informativ pentru voi, pentru că știu că foarte, foarte mulți îl iubiți pe Hani. Este dimineața, așa că am și o scuză pentru vocea asta somnoroasă, dar a trebuit să ajungem de dimineață cu cățelușul să-l poată opera în decursul zilei de astăzi. Din păcate, eu nu o să pot rămâne lângă el astăzi. O să trebuiască să-l las aici și să venim seara să-l luăm. Însă voi sta cu gândul și cu sufletul la el, sperând că totul va fi bine. Din câte v-am explicat și în vlogul anterior, riscul operației este unul foarte, foarte mic. Datorită faptului că s-a născut într-un fel, operația avea un risc foarte mic și este foarte, foarte favorabilă pentru doctor ca să-l poată opera fără nicio problemă. Îl avem aici pe Hănuțu. Deci vă jur că el este un pic schimbat. Râde el acum, el este fericit, însă nu știu, eu îl simt așa, îl simt foarte, foarte emoționat. Parcă știe ce urmează să-i se întâmple, da? Știe ce urmează să-i se întâmple, că na, el este un animalus foarte, foarte, dar foarte inteligent și simte orice. Hai să mergem la doamna doctor, să vorbim cu ea, să vedem ce și cum, să ne dăm acordul acolo, da, în scris. Da? Ai încredere în mine și totul va fi bine. Rămâneți până la finalul vlogului, pentru că astăzi vă face și un daily vlog. Plimbăm, vă arăt ce fac eu într-o zi normală. Iar la finalul zilei o să venim să-l luăm pe Hănuțul de la spital, când o să fie perfect sănătos și perfect bine. Și în zilele ce urmează o să stau cât de mult pot eu lângă el și o să fiu alături de el ca să se recupereze cât mai repede. Că sunt foarte, foarte bucuros și recunoscătorul Dumnezeu că s-a întâmplat așa. Am făcut toate demersurile ca Hănuțul să fie bine și să se opereze într-un loc cât mai bun și cât mai profi, fără niciun risc, cu cele mai noi metode. Și da, astăzi a venit momentul, așa că hai să mergem tati la doamna doctor și sperăm ca totul să fie bine. Vă mulțumim mult de tot că sunteți alături de noi. Am citit toate comentariile. El nu le-a citit, că nu știe să citesc. Dar vă mulțumim mult de tot pentru toate mesajele. Vă pupăm și vă iubim. Doamne ajută. Tata a venit special de la Moren ca să ducă pe Hănuțul, că îl iubește foarte, foarte, foarte mult și sperăm să fie totul bine. Dar uite, simte, dar știe că a venit aici la... E încordat tot. Da. Știe că a venit aici la spital, unde miroase a cățeluși care nu sunt așa de sănătoși. Știe, simte chestia. Și știi ce încordat e? Dar o să fie bine. Mulțumim, mică. Guys, tocmai ce urmează să-l predăm pe Hănuțul. Am vorbit și totul este în regulă. L-am dat, am semnat un act. Deci îl avem pe semnătură. Sperăm ca totul să fie bine, Doamne ajută. Acum se resimt și la mine emoțiile, dar o să fie totul bine, pentru că nu e o procedură așa de complicată. Dar totuși, orice operație și orice intervenție chirurgicală înseamnă un risc, așa că pentru și ăla 1% o să am emoții. O să fie bine, nu? Patate. Venim să-l luăm de seară și sperăm să fie totul bine. Tocmai ce am aflat că Hani o să primească și o branulă, fix ca la oameni, frate. Ție, tati! Ție, iubire! Hani, tocmai ce pleacă. Pa, tati! Pa! Pa! Gata, guys, tocmai ce plecăm de la clinică. L-am lăsat pe Hani cu un mare, mare gol în stomac, deci vă jur de... N-am avut așa emoții nici la pac, nici la nimic, ești nebun la cap. Pur și simplu cum am uitat așa la el, că pleacă, m-a luat așa cu... E greu, dar o să fie bine, o să fie mai sănătos ca niciodată și e spre binele lui chestia asta. În momentul ăsta suntem în drum spre sală și tocmai ce am aflat că pe lângă formula zilnică de Bordeanu, eu și mai nou și David Magicianu, o să vină și Muntenii. O să fim un gang la sală și poate o să facem și câteva challenge-uri. O să ne distrăm, o să vedem. O să facem multe, multe chestii interesante. Pe lângă muncă, că trebuie să și muncim ca să avem un corp frumos, nu e așa? Băi, ca să vă spun sincer, eu am mai făcut sală înainte să mă operez de plămân, pentru cei care știu, pentru că da, m-am operat de plămân. Însă acum nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar mă simt mai motivat ca niciodată și cred că cu ajutorul lui Andrei și cu motivația pe care deja o am în mine, o să fim
mare, rău de tot, dar deja oricum m-am îngreșat undeva la peste 10 kg față de kilogramele pe care le aveam inițial și asta se vede și la față se vede și sunt foarte fericit. Pentru că cu Hani sunt mai grijuliu decât sunt cu mine. Ca un mic update, au trecut cam în jur de 3 ore de când l-am lăsat pe Hani, dar n-am mai filmat nimic pentru că n-am avut ce să filmez. Am fost acasă, m-am odihnit și am mâncat și am întrebat pe oameni dacă Hani a intrat în operație, însă momentan nu a intrat, așa că încă mai sunt liniștit, dar tot am mare, mare, mare emoții. Sper să fie bine și operația să decurgă așa cum trebuie să decurgă și anunță să se simtă mai bine ca niciodată, că asta e tot ce contează și asta îmi doresc din tot sufletul. Dar și faci, uai! Te pup, Fabias, Niclas! Ce faci? Sunt DJ, haideți să mergem la gym. Ne pompăm și mergi noi. Și noi să ne pompăm și după mergem la skatepark. Ce zonă? Donați pentru skatepark. Gata, voi suntem aici cu băieții care fac încălzire, o să băgăm niște pieptuți. Face și noi un antrenament, acum suntem la încălzire, cu 50 kg, înclinați, încălzire. După 3 săptămâni de sală, na, cât să putem, dar nu facem să cerem 100 de kg. Nu se forțați deloc. Simte o picane. Bine, mă. Altfel merge. Cocoș. Știi că azi Hani se operează? E acum la operație? Da, e acum e la operație, gen. Și? Bă, nu știu, gen, habar am. Trebuie să mă sune doctorii din moment în moment să vedem ce și cum. Oameni buni, un like egal un Hani sănătos. Mamă, aută-l pe Cristian. Zici că e în VR acum. De vor de anul fi? Salutare, am venit pe campus, fac lucruri de repede. Reușit, trebuie să stai așa. Pe, pop, pop, pop. Ce zice, Domnul Andrei? Avem poluat bine aceste 3 săptămâni de sală. Suntem chiar super bine, de ce să dăm publicității acest lucru, că Antonio în 3 săptămâni avem 10 kg la activ, ceea ce, bă, e un rezultat mulțumitor în condițiile în care Antonio a fost și după ce și mai departe a fost lucrurile. Și mai departe, da. E vrea și el unul ăsta așa frumos. Și na, Maru Jackson, dacă nu mai pe camera, pe brațe. Ne facem și noi Mar Boys, da, cu ajutorul lui Andrei și dați un follow pe Instagram să facă 100.000 de followers vara asta. Facem 100k? 100k. Facem, da. Gata și antrenamentul la sală, boys. Suntem aici cu gangul. Ne-am pompat, am făcut frumos și acum trebuie să mergem neapărat să mâncăm că nu mai apără o foame. Nu așa, Andrei? E cam așa să reține. Tocmai ce am plecat de la sală și tocmai ce am primit un apel foarte, foarte important de la clinică. Unii mi-au spus că intervenția chirurgicală a fost cu succes. Tot am emoții, nu înțeleg de ce încă am emoții, dar sunt foarte, foarte fericit că s-a terminat și că e cu bine. I-am tot întrebat cum se simte, mi-au spus că e în regulă, nu mai te speria, e bine, e totul ok. Dar acum nu știu cum să vă zic, dar îi dau talpă ca nebunul către clinică pentru că sincer chiar vreau să-l văd. Vreau să-l strâng în brațe, să stau un pic cu el, că nu mai pot, mi-e și dor de el. Chiar dacă el nu simte niciun fel de durere, fiind singur acolo, fără nimeni pe care cunoaște și nu știu cum percepe un animal, că i-ai făcut rău sau că i-ai făcut bine, nu știu, mă doare sufletul așa când mă gândesc și vreau să ajung cât mai repede. Dacă aș putea să mă teleportez acolo, m-aș teleporta. Haideți că revin când am ajuns la clinică. Tocmai ce am ajuns la clinică, îmi iau repede telefonul și mergem la recepție să vedem care este treaba cu Hănuțul. Tocmai ce am vorbit cu doamna doctor și trebuie să vină Hani. Mamă, deci am vă jur că am pielea de găină și am mare emoții. Am așa un feeling foarte, foarte ciudat pe care nu l-am mai simțit până acum. Sper să fie bine. Ce faci, mă, puiule? Of, Doamne, ce trist ești. Ce, tati? Ce s-a întâmplat? Of, iubirea mea mică, tati, mă, de ce ești tu supălat? Pot, deci nu mai pot să-mi bag piciorul. Fraților, deci voi nu cred că înțelegeți prin ce momente trec. Acum mi-e foarte greu. Mă doare sufletul să-l văd așa lent și așa. Să nu fie el plin de viață și așa de nebun. Deci uitați-vă și voi, l-a luat somnul. Deci, mă, mi se rupe sufletul. Deci știu că i-am făcut un bine. Mi se rupe sufletul.
mor, deci sincer. Aici unde e cu verde, i-au pus o branulă și o să trebuiască când ajungem acasă că în vreo 10 minute să-i dau bandajul jos, că altfel o să se infecteze. În rest, e ok. Ar trebui ca mâine să-și revină. Aici o să stai. Bine? Bine? Nu mai te lasă, tati, bine? Îmi pare rău, guys, dacă ați fi vrut să vedeți mai multe cadre, însă nu am cum să filmez pentru că sunt singur și pur și simplu în momentul ăsta sunt singur, tata nu mai este cu mine și am un cățel care tocmai a trecut printr-o operație și am doar două mâini și nu pot pur și simplu să filmez. Am tras acum câteva cadre, însă Hani este foarte obosit, trebuie să se liniștească, trebuie să-și revină și nu-i arde de filmat și nici nu vreau să-l forțez pentru un simplu vlog. Uite-te la el. Uite-te la ea, lasă-mi venim acasă. Tata, guys, tocmai ce am ajuns acasică, Fernando spatele camerei, că m-am zis, n-am putut să filmez absolut deloc și nici nu mi-ar dea pentru că trebuia să fiu lângă Hănuțul și nu lângă camera. Dar în același timp vreau să vă arăt și vouă pentru că știu că mulți îl iubiți pe Hani. Hani stătea aici și s-a ridicat dintr-o dată și acum amețește. Dar o să fie bine. Tati! Usură el, tati, usură că ne reveni, dar el obișnuit să facă tot felul de nebunii, de giumbușlucuri. Acum n-a ieșit el un pic așa, dar gata, acum băiețelul nostru nu mai are nevoie de nimic, este 100% din 100% sănătos. Nu este, tati. Trebuie să-i punem și nebunia asta pentru că operația pe care i-a făcut-o doamna doctor nu trebuie să fie atinsă. Mai ales de limbuța lui, pentru că se poate infecta, așa că, Ani, pune salut noului tău accesoriu pentru următoarele, cred că, 7 zile.